La sesiunea de toamnă a bacalaureatului, la nivelul județului Călăraș s-au înscris 575 de candidați. Repartizarea acestora pe probe este următoarea. La prima probă scrisă la limba și literatura română sunt înscriși 269 de candidați. La proba obligatorie a profilului sunt înscriși 438 de candidați, iar la proba la alegerea profilului și specializării sunt înscriși 333 de candidați. Inspectoratul Școlar Județean Călăraș a înființat două centre de evaluare a candidaților la Liceul Danubius din municipiul Călăraș și Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu din Oltenița. Probele scrise încep pe data de 21 august, iar pe 3 septembrie vor fi afișate primele rezultate. Precizăm că nota minimă de promovare pentru fiecare disciplină este 5, iar media finală pentru promovarea examenului de bacalaureat este minimum 6. Vă reamintim că la sesiunea de vară a examenului de bacalaureat s-a înregistrat un procent de promovabilitate de 58,43%. În legătură cu sesiunea a doua de bacalaureat, avem înscriși la ora actuală 526 de candidați, e vorba de candidații care nu au promovat și din seria curentă și seria anterioară care nu au promovat examenul la prima sesiune. În perioada 15-19 august s-au înscris 526 de candidați, în ziua de 26 iulie perioada de înscriere a absolvenților claselor a 12-a care au promovat sesiunea de corijențe. Începând cu data de 21 august, intrăm deja la probele scrise. Conform calendarului, pe 21 august se va susține proba scrisă la limba și literatura română. Pe data de 22 august, proba obligatorie specifică profilului, iar pe 26 august, proba la alegere specifică profilului și specializări. Rezultatele vor fi afișate pe 3 septembrie, înainte de contestații. Între 27 august și 3 septembrie se vor desfășura probele de competențe. E vorba de cele trei categorii de competențe lingvistice, de comunicare în limba română, comunicare într-o limbă internațională și competențele digitale.